Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit în incinta Casei Guvernului Republicii Moldova și, în mod special, la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Noi astăzi avem un eveniment de importanță majoră pentru economia Republicii Moldova, pentru agenții economici din Republica Moldova, și anume de a vă anunța că că lansăm misiunile economice de promovare a mai multor industrii pe care le avem în țară, în România. Și asta pentru că România este în ultimii ani a devenit partenerul economic numărul 1 al Republicii Moldova, și despre aceasta ne vorbesc nu doar spunem așa, preferințele noastre sau numărul de bilete și de treceri a hotarului, dar și balanța de plăți și datele statistice pe care noi le urmărim cu mare atenție. Și aici țin să menționez că România este una din puținele țări în care noi avem o balanță de plăți aproape echilibrată. Și aici țin să mai subliniez încă un moment că România este și principalul furnizor de combustibil pentru Republica Moldova, aceștia fiind de o valoare înaltă, se consumă în cantități enorme, iar faptul că noi avem o balanță de plăți aproape egală cu România, înseamnă că noi acoperim această sumă enormă cu alte bunuri care sunt produse în Republica Moldova și exportate în România. Țin să menționez că un mic detaliu, deci această aproape egală s-a schimbat în ultima perioadă, în ultimul an, atunci când am avut o scumpire considerabilă la combustibil, iar până la această scumpire, balanța de plăți chiar era una egală. De asta noi suntem ferm convinși că prin acțiunile pe care noi le inițiem astăzi împreună cu colegii de la Agenție pentru Investiții, noi vom reuși să echilibrăm, poate chiar să creăm o balanță de plăți în favoarea Republicii Moldova, și asta pentru că, cum menționasem anterior, noi vom atrage în această misiune mai multe industrii, și nu vorbim doar despre industrii tradiționale, așa cum le cunoaștem noi, industria vinului sau a fructelor, dar vorbim și despre inginerii, despre medicamente, despre textile, despre metale și multe altele. Deci, colegii mei o să vă dea mai multe informații, iar eu vreau să vă asigur că prin aceste misiuni noi vom avea întâlniri tematice, întâlniri țintite cu potențialii parteneri, cu cei care vor fi, fie că, nu știu, cumpărători direcți, dar să nu uităm că România de multe ori mai are și rolul de platformă de distribuire a produselor originare din Republica Moldova pe alte piețe din comunitatea europeană. În acest considerent, zicem noi că vom putea identifica atât parteneri direcți, cât și potențiali parteneri de distribuție pe alte piețe din comunitatea europeană. Deci eu vă mulțumesc încă o dată că ați dat curs invitației noastre. Noi rămânem deschiși pentru mai multe detalii, pentru îmbunătățirea acestui proces de creare a relațiilor comerciale, de îmbunătățire și de conectare a producătorilor din Republica Moldova cu marile industrii din România. Deci nu este un secret că România este și o platformă foarte bună pentru mari industriași europeni. Iar noi, prin această misiune, încercăm să-i conectăm pe producătorii din Republica Moldova la aceste mari industrii europene prin intermediul producătorilor și agenților economici din România. Deci eu vă mulțumesc frumos, colegi, să ne fie într-un ceas bun și, domnul Ion, rog mai multe detalii. Deci, targetul nostru sunt cel puțin 55 de companii din sectoarele care le-a menționat domnul secretar de stat. Am simplificat un pic procedura ca exportatorii care își doresc sau producătorii care își doresc pentru prima dată să facă export să fie eligibile în această competiție.
Mai mult decât atât, a fost inclus și sectorul servicii, fiindcă noi suntem generatori de exporturi de servicii și România este o piață țintă pentru noi în aceste servicii. Respectiv, o să fie pentru prima dată când sectorul, deci servicii sau inclusiv BPO-ul, o să fie în lista de sectoare eligibile. Ne dorim, de fapt, ca agenții economici să, din toate sectoarele enumerate, să fie cumva grupate ca efectul de promovare să fie cât mai țintit și mai amplificat. Deci ne dorim imediat să gustăm din acele rezultate. Totodată, credem că este o platformă bună pentru agenții economici care au beneficiat de unele granturi. Vorbim aici de granturi de internaționalizare la ODA și merg mai departe pe platforma de a-și extinde exportul. Link-ul sau toată informația care urmează a fi accesată și dosarul o să fie unul foarte simplu pentru a fi depus, va fi pe pagina noastră invest.gov.md. Până în seară link-ul este acolo și respectiv producătorii noștri pot accesa și se informa ce au necesar pentru a fi aplicat. Vă asigur că va fi o procedură de aplicare foarte, foarte ușoară și noi, cu echipa Agenției de Investiții, suntem disponibili să vă răspundem la orice întrebare în procesul de aplicare. Și dacă îmi permiteți o mică precizare, cum a menționat și domnul Ion, echipa Agenției pentru Investiții va fi cea care la propriu va lua de mână fiecare producător și inclusiv fiecare investitor în Republica Moldova, ca să-și realizeze planul investițional și proiectele de export. Iar pe calea noastră de integrare europeană, noi, din fericire pentru noi, avem și parteneri care ne ghidează, care ne arată calea cea mai scurtă, cea mai corectă, care de multe ori este și costisitoare. Iar datorită susținerii pe care noi o avem, această cale este și mai eficientă, mai puțin costisitoare și mai directă, aș spune eu. De asta eu aș vrea să-i mulțumesc și domnului Căsean pentru implicarea în acest proiect ambițios pentru Agenția pentru Investiții, proaspăt reformată, și aș vrea să-i mulțumim pentru asistență, pentru expertiză. Rugăm, domnul Căsean. Stimați colegi, eu reprezint proiectul Băncii Mondiale de întărire a competitivității întreprinderilor micro, mici și mijlocii. Este un proiect finanțat din sursele Băncii Mondiale, care a fost negociat cu Ministerul Economiei ceva timp în urmă. Focusul de bază acestui proiect este de a veni cu propuneri concrete și sprijin sectorului privat, prin intermediul îmbunătățirii cadrului de reglementare, cu alte cuvinte, schimbarea regulilor de joc pe mai multe filiere, în primul rând în domeniul digitalizării, adică proiectul își propune să sprijine inițiativele Ministerului Economiei în acest domeniu cu digitalizarea 27 de acte permisive. Acte permisive ar însemna licențe într-un limbaj mai popular, 27 de acte permisive, la fel să facă reingineria și implementarea, simplificarea procedurilor de obținere actelor permisive, care sunt eliberate de autoritățile publice locale și, în ultimul rând, suport în domeniul controlelor și inspecțiilor. Vorbim despre acest eveniment, un scop aparte, este întărirea competitivității la export. Activitățile de care am vorbit și obiectivele anterior, ele vin să complementeze și să asigure, de fapt, competitivitatea la export a agenților economici. Misiunile de export au scop de a extinde piața de desfacere. În proiect sunt preconizate resurse pe următorii 4 ani, inclusiv anul 23, pentru a organiza 4 misiuni de export. În jur de 240 de agenți economici vor beneficia în țări diferite. Prima țintă este România, ulterior împreună cu colegii de la agenție și de la minister vom decide care sunt următoarele piețe pentru a organiza aceste misiuni. La fel, proiectul vine cu sprijin informațional sub egida agenției,
organizarea așa zisilor export morning, prin care agenții economici sunt informați despre oportunitățile și posibilitățile de a face export și a găsi parteneri în alte țări. Primul set la noi sunt țările Egipt, India, România, Austria și Turcia, exact. Deci primele 5 țări care pe parcursul anului curent vor fi difuzate în sensul accesului la informații pentru agenții economici. Astea fiind spuse, vă mulțumesc și ne dorim tuturor succes. Domnul Căsean, încă o dată țin să vă mulțumesc pentru implicarea și noastră personală și a proiectului în susținerea Agenției pentru Investiții în această misiune importantă. Totodată țin să menționez că aceste activități de informare a agenților economici locale prin Export Mornings vin să informeze producătorii despre oportunitățile pe care le au pe alte piețe. Și asta pentru că tehnologiile moderne și performanța la care au ajuns producătorii locali, dar și mărimea pieței locale, dimensiunea pieței locale, cumva practic ne condamnă la export. Din acest considerent, diversificarea piețelor de export este o regulă de aur pe care noi, sper eu că am învățat-o toți în toate domeniile de activitate. Iar Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, nu face decât să identifice potențiale piețe și potențiale parteneri pe piețe noi, astfel încât să ne securizăm economia de orice potențial risc care ar putea apărea. Deci și nu vorbim doar despre un conflict armat, care, iată, din păcate, îl avem chiar la hotare, dar inclusiv pandemia ne-a învățat că, uite, peste noapte te poți trezi cu un conflict care poate perturba, cu o criză care poate perturba întreaga omenire. Deci trebuie să fim conștienți și de faptul că comunitatea europeană sau, iată, România, în cazul nostru, în mod concret, este un partener strategic, este unul de importanță majoră, dar trebuie să fim atenți ca să nu călcăm greblă pe care am călcat-o acum câțiva ani, să avem o cotă impunătoare din economia noastră să fie dependentă de una sau de alte piețe, cât de frumoasă și de dinamic n-ar fi ea, pentru că zic că noi nu vorbim doar de crize economice sau de conflicte militare și care ar putea cumva influența relațiile prietenești, dar sunt și alți factori care pot crea anumite impedimente. Asta, recent, a fost semnat acordul cu țările EFTA, care de asemenea este o asociație dintre practic cele mai bogate țări a comunității europene, iar noi vom avea posibilitatea să exportăm pe aceste piețe produse fără a fi achitată taxa vamală la import. Deci este un mare avantaj pentru producătorii noștri, care trebuie valorificat și cu siguranță Agenția de Investiții va lucra și cu aceste piețe pentru a crea aceste poduri cu, recunoaștem, țări noi în relațiile economice pe care le are Republica Moldova, da? Și în mod special producătorii din țară. Asta noi încurajăm toți agenții economici să acceseze cât mai multe piețe. Agenția de Investiții va fi prima mână de ajutor care va fi întinsă pentru a accesa aceste piețe, pentru a-și identifica parteneri într-o țară sau alta, iar Ministerul Economiei, prin instrumentele pe care le deține, fie Agenția pentru Investiții, fie Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, va susține, spunem așa, crearea acestor căi și deschiderea acestor uși pe o piață sau altă prin finanțări, prin alt tip de suport care le va ușura calea, iar noi la rândul, iar țara la rândul ei va beneficia de încasări la bugetul de stat, de bunăstare și sperăm și la revenirea sau cel puțin investiții din partea spunem așa, concetățenilor noștri din diasporă care vor dori să dezvolte o afacere acasă. Deci noi
nu facem decât să le creăm aceste oportunități. Și eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și dacă sunt întrebări, suntem bucuroși să vă răspundem. Dacă îmi permiteți, Asociația Națională a Producătorilor de Lapte, în primul rând, stimate domnul secretar de stat, vreau să vă mulțumesc pentru evenimentul de astăzi, pentru restartul pe care îl faceți pentru Agenția de Investiții, dar vreau să vă spun că ei au avut rezultate plauzibile și în trecut. Vreau să vă mulțumesc pentru acordurile de liber schimb cu țările pe care deja le avem, Uniunea Europeană, EFTA și CEFTA, acordul cu Turcia. Deci noi trebuie să valorificăm aceste acorduri și vreau să menționez ce înseamnă pentru noi exportul, necătând la faptul că din păcate avem doar o singură întreprindere autorizată pentru export în Uniunea Europeană, dar asta înseamnă că noi aducem acasă standarde și cerințe internaționale. Deci dacă ai aplicat și dacă ai implementat standardele pentru România, asta înseamnă că deja sunt deschise toate căile, inclusiv și căile de logistică, dat fiind faptul că astăzi nu mai avem posibilitatea prin Ucraina, dar suntem nevoiți toate exporturile să le facem prin portul din Constanța. Chiar vă mulțumesc mult și sper foarte mult că și în continuare noi vom avea susținerea atât a Agenției de Investiții cât și a Ministerului Economiei, fiindcă dacă ne-am pus ca scop ca să asimilăm alte piețe, trebuie să investim aici acasă pentru ca să avem ce să exportăm. Acum, din alt punct de vedere, ce înseamnă România pentru noi? Să știți că, în primul rând, este limba de comunicare. Tradițiile și gusturile cam sunt aceleași. Deci noi avem o plus valoare foarte mare atunci când noi accesăm reglementările și cerințele care sunt deja implementate de către România. Schimburi de mărfuri, desigur că s-a extins foarte mult și importurile și exporturile din România. Și asta, în opinia mea, este o platformă pe care dacă am cucerit-o, putem să mergem mai departe. Eu chiar vă mulțumesc mult și sperăm foarte mult că noi vom fi beneficiarii Agenției de Investiții și în continuare. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim pentru susținere. În același timp aș vrea să menționez că nu doar virusii, dar și exemplele bune sunt contagioase. De asta, având deja un producător autorizat pentru piața Comunității Europene, deci cu siguranță ceilalți jucători din industrie vor avea de unde învăța, în primul rând. Eu mă bucur de faptul că oamenii de afaceri din Republica Moldova nu țin în secret succesele. Și vorbesc nu doar de o industrie sau alta, deci cumva este o chestie caracteristică și asocierea în grupuri de specializate, deci asta cumva este un prim pas spre schimbul de informații și în mod special de experiențe bune. Da? Iar, cum menționați și domnul Casian, deci noi cu siguranță o să susținem și alți producători sau producători din alte industrii, anume pe calea certificării, care de cel mai multe ori este un proces anevoios și costisitor. Da? Iar noi, prin diverse programe pe care parțial le-am lansat, pe unele intenționăm să le lansăm în scurt timp, deci vom veni cu asistență atât tehnică cât și financiară, anume pentru a certifica producătorii și a-i conecta la lanțurile valorice europene sau, de ce nu, și altor țări. Da, vă mulțumesc. Sigur, da. Bună ziua tuturor! Mulțumim pentru așa eveniment. Bănuiesc că în spatele acestei lansări ați muncit cel puțin un an, căci cunosc că Agenția de Investiții, băieții acolo, fetele, fac treabă, colegii dumneavoastră, mulțumim mult. Noi reprezint producător local, dar și reprezint Asociația Industriilor Inovative. Suntem o țărișoară mică, asta e istoria, asta suntem. De aceea noi, ca asociație, promovăm și vă rugăm să trageți atenția și la produsele inovative, fiindcă Moldova nu prea ne putem permite luxul să exportăm materii prime, trebuie să producem, o țară producătoare este o țară, ne arată istoria care înflorește, cu atât mai mult o țară cu produse inovative are șansă să
să aducă acasă cât mai multe persoane din diaspora să dorească și alte popoare să vină să trăiască în Moldova. De aceea, produsele inovative cu valoare adăugată mare, credem noi și susținem că la fel ne va ajuta să punem economia noastră pe roate. Mulțumim încă o dată pentru acest proiect. Sper mult să se audă la toți producătorii din țară, fiindcă, din păcate, care la nord, care la sud, fiecare e implicat în producerea sa și presa, vă rugăm tare mult, faceți multă reclamă la proiectul dat, fiindcă lumea prin Raioane, din păcate, nu prea aude la timp de proiectele care sunt. De aceea, presa, vă rugăm mult dumneavoastră, sunteți cei care ne veți putea ajuta ca țara noastră să iasă din impas, fiind vizibile proiectele care sunt făcute în țară. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și dumneavoastră aveți perfectă dreptate atunci când spuneți că producătorii sau cei lansați în afaceri trebuie să fie un pic mai mult informați, pentru că de bine, de rău, dar sunt mai multe instrumente care sunt puse la dispoziția agenților economici pentru a se dezvolta. Și aici constatăm cu regret că nivelul de cunoaștere a acestor instrumente încă este unul, spunem, poate nu chiar suficient de ridicat, și noi mai lucrăm la acest, spunem așa, moment de informare și de a prezentarea tuturor posibilităților pentru agenții economici. Și aici vorbesc inclusiv de instrumentele care le oferă Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, cât și instrumentele pe care le oferă Agenția pentru Investiții. Deci, dacă suntem acum priviți de oameni de afaceri care au produceri, da, care și-ar dori să acceseze piețe noi sau inclusiv piețele locale, sau și-ar dori, da, au o idee inovatoare, sperăm, așa cum spuneți dumneavoastră, și-ar dori să se lanseze într-un proiect comercial, recomandarea mea ar fi ca primele pagini pe care să le acceseze ar fi pagina Agenției pentru Investiții și pagina Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, pentru că, deci, nu vorbim despre niște pagini pline cu știri și despre date statistice, care de asemenea sunt importante, dar vorbim despre instrumente care la propriu te ajută să faci un business. Da? Deci, pe lângă faptul că te ajută să-ți lansezi afacerea, îți poate oferi inclusiv un grant, îți poate oferi consultanță cum să accesezi niște fonduri, sau ca să poți crești, sau îți poate, elementar, te poate ghida în lansarea unei afaceri, cât și te poate, cum menționasem noi interior, zic la modul practic, da? În mod cel mai direct, te poate lua de mânuță, să te ducă la întâlnire cu un potențial, partener, fie că din țară, fie că de peste hotare. De asta zic, nu ezitați să contactați reprezentanții acestor instituții și să fiți cât mai conectați la tot ce înseamnă ODA și Agenția de Investiții. Deci, cu siguranță, n-o să regretați și n-o să fie o informație inutilă, din contră, mult mai productivă decât jumătate de oră pe Facebook sau alte rețele de socializare. Rog. Da, vreau. Bună ziua. Bună ziua! Eu reprezint industria ușoară din Republica Moldova. Felicitări pentru acest eveniment de lansare și mă bucur că la noi Moldova se interconectează toate instituțiile cât și partenerii ca să poată face aceste misiuni de export și să ajute producătorii locali cu informare și cu alte instrumente. Întrebarea mea este, care este perioada de implementare a acestui proiect și, de fapt, când se dă startul de dosare sau de aceste aplicări, pentru a fi un pic mai clar cum se aplică, care sunt sectoarele eligibile, cum este selectată compania și după ce criterii, pentru că noi suntem un sector destul de mare și producătorii noștri cu siguranță sunt axați pe export și eu aș vrea să le dau informația cât mai veridică pentru a putea aplica în acest program. Mulțumesc! Principalul criteriu sunt cu metri, glumesc. Deci, domnul Ion, o să vă dea mai multe detalii. Deci, de astăzi este perioada de punere până pe 5 septembrie. Imediat după asta intrăm direct în muncă, ca astfel ca până în decembrie să fie perioada finalizată, inclusiv cu B2B-urile la mână.
Deci asta este termenul, eu cred că unul scurt, dar unul foarte intens de muncă. De astăzi este perioada, deci am spus că am exclus niște cerințe ca să fie mult mai ușor și pentru producătorii care nu au făcut export. Asta 1. 2. Regulamentul o să fie publicat pe pagina agenției, cum așa e numărat, cer scuze, domnul secretar de stat, inclusiv industria textilă, mobilă, procesare, băuturi, dar și o parte din electronică, industria de pompe și alte industrii sunt eligibile, deci este o listă întreagă, nu o să enumerăm, fiindcă sunt mult prea multe, dar toate industriile care sunt eligibile o să fie în acel regulament. Punctajul, cum se acordă ca un agent economic să fie selectat, nu este riguros, dar oricum este și este prezent acolo, care o să fie selectat de un grup de lucru foarte restrâns ca puterea de decizie sau procesul decizional să fie unul rapid. Cam astea sunt elementele. Va fi după primul venit, primul serviciu sau după dosare? Inclusiv, da. Deci inclusiv, dacă noi sperăm să fie un agenți economici mai mulți decât 55, ne dorim, cu siguranță, dacă o să avem mai mulți agenți economici, agenții de investiții, inclusiv cu Banca Mondială, să-și rezerve perioada de a vedea ce facem și cu alți agenți economici. Dar 55, oricum, sunt mulți agenți economici care își doresc exportul din experiența noastră, dar dacă o să fie mult, noi o să crescem o soluție și pentru ei. Și perioada de implementare? Deci proiectul pentru anul ăsta este până în decembrie, respectiv anul viitor este o nouă piață care o să decidem nu doar Banca Mondială, Ministerul și Agenția, dar inclusiv cu voi din asociații, care este următoarea piață care mergem și respectiv pentru fiecare dumneavoastră cunoașteți cel mai bine ca asociații, că noi tot timpul vă întrebăm care este următoarea piață care vă doriți să mergeți, că fără, deci, Maria este agentul economic, trebuie să decidă, nu funcționarii publice. Mulțumesc! Am cer scuze, o să fie identificate și pentru IEFTA, care Export Morning, adică Export Morning pentru țările IEFTA, înțeleg? Da, avem planificat, deja cred că există și, nu cred, există și sursa de finanțare pentru țările IEFTA până la sfârșit de decembrie, cu siguranță o să fie. Da, deci noi, adică în afara țărilor care avem semnate deja acorduri de liber schimb, noi comunicăm practic zilnic, fie cu misiunile diplomatice, fie cu autoritățile care sunt specializate cumva în deschiderea căilor de acces pentru un produs sau altul pe piețele respective. De asta noi cu anumită periodicitate o să mai venim cu vești bune atunci când vă vom informa despre posibilitatea de a exporta pe o piață sau alta, fie fără taxe sau cu taxe redusă sau fără taxe, deci o să vedem pe măsura evoluției negocierilor. Dar vă zic, noi suntem acum orientați, deci este una din misiunile noastre de bază, de a deschide cât mai multe oportunități pentru agenții economici din Republica Moldova, astfel încât să-și poate crește vânzările, volumele produse și exportate, pentru că asta în mod direct reduce costurile, asta îi face mai competitivi, asta le crește capacitatea de producere și respectiv necesitatea de forță de muncă calificată aici la noi acasă. Și zic, sunt cumva activități care aparent pleacă departe de hotarele țării, dar în modul cel mai direct contribuie la bunăstarea aici la noi acasă. Repet, prin contribuții mai mari la bugetul de stat, prin mai multe locuri de muncă și multe alte beneficii. Deci, suntem, zic, perfect conștienți de faptul că Republica Moldova este o țară prea mică ca să asimileze tot ceea ce producem noi. În același timp, folosindu-mă de ocazie, reiterez îndemnul meu de fiecare dată când am ocazia, îl spun, să consumăm și să cumpărăm produse fabricate local, da? Pentru că noi suntem conștienți de faptul că în momentul în care deschidem sau accesăm o piață pentru produsele noastre, deci în mod automat piața noastră devine deschisă pentru alte produse și atunci când noi dorim să contribuim la bunăstarea țării, deci noi trebuie să avem undeva la nivel de subconștient deja obligațiunea de a spunem așa, de a ne face alegerea în favoarea unui produs local. Da? Trebuie să înțelegem care sunt circuitele economice. De asta, atunci când avem de ales într-un fruct, între o haină, între o
nu știu, vorbim despre produse care, da, mărfuri care sunt produse în țară. Deci evident că dacă nu avem autoturism, deci nu o să putem căuta un local, dar încă, da? Dar aici avem o primă rândunică. Deci în scurt timp o să venim cu o veste bună, că Republica Moldova devine încet, încet producătoare de transport electric. Da? De asta noi, zic, iată, e un prim pas și le dorim succes celor curajoși, ingenioși, care cu siguranță vor rămâne în istoria Republicii Moldova ca oameni care au revoluționat industria națională. Și din partea noastră e toată admirația și suportul pe care îl putem oferi. Și atât, acestea sunt exemple bune care te încurajează. Deci ele cumva te motivează să faci un lucru bun la tine acasă, pentru că, uite, dacă a reușit cineva să facă un autobuz electric înaintea unor țări mult mai evoluate decât noi economic, deci înseamnă că avem și cunoștințe, înseamnă că avem și instituții de învățământ suficient de pregătite care să dea asemenea minți economiei naționale. Da? Deci mă bucură și pe de altă parte că sunt unele instituții de învățământ care se pregătesc să-și construiască blocuri noi de învățământ devenind neîncăpătoare. Da? De păcate nu toate, dar din fericire există, deci este așa o tendință. Și noi aceste industrii, da, trebuie să le dezvoltăm, trebuie să le creăm platforme acestor studenți, absolvenți, să muncească în primul rând acasă, să nu-i pregătim pentru alte țări, dar să muncească, să lucreze, să se dezvolte acasă, deci cumva termenul muncă nu înseamnă neapărat un lucru greu, da? Dar și să-l faci din greu, dar cu pasiune, ceea ce îți place ție, dacă ți-ai dedicat de la, nu știu, de la 4 la 9 ani, independență de domeniu de studiu, atunci cu siguranță ai o pasiune pentru acest domeniu și să poți să-l practici aici la tine acasă. De asta, zic, noi o să venim cu susținere atât de la nivelul de învățământ, cât deja până la partea de investiții și ulterior de dezvoltarea afacerii. Asta. Vă mulțumesc! Domnul secretar de stat, dacă ați atins tema consumului produselor locale, atunci, și mă bucur foarte mult, sincer, mă bucur foarte mult din partea autorităților să aud că promovați consumul produselor locale. Atunci, întrebarea mea este către directorul agenției, vor fi programe specializate pentru promovarea consumului produselor locale sub egida agenției de export? Aici, dacă îmi permiteți, domnule, îmi cer scuze să vă iau cuvântul. Deci, pentru acest an, vă spun iar așa din cunoștință de cauză, deci pentru acest an nu a fost programată o asemenea campanie pentru agenție de investiții. În schimb, în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, noi deja gândim o asemenea campanie, astfel încât ea să fie una mare, vizibilă și sperăm și eficiente, care să ajungă până la inimile fiecărui cetățean din Republica Moldova și nu doar din Republica Moldova, dar și inclusiv pentru diaspora, să înțeleagă cât de important este că atunci când mergi într-un supermarket din, nu știu, fie din Turcia, fie din Italia sau altă țară și să vezi un produs din Republica Moldova, deci indiferent care ar fi, să spunem așa, posibilitatea de alegere altor produse similare, deci tu să fii conștient că asta în mod direct contribuie la bunăstarea copiilor, buneilor tăi care au rămas acasă. Deci cam spre asta noi tindem acum și cu siguranță sper până la sfârșit de an să ne reușească să lansăm această campanie. Pentru că ține... Da? Suntem absolut de acord, deci cum menționase și domnul Ion anterior, de altfel și, iarăși, așa, reprezentanții asociațiilor de business cunosc că noi atunci când inițiem un proiect de lege care cumva are,
influență mai mare asupra unui sau asupra business-ului. Deci noi mai întâi de toate avem cel puțin o lună, două de discuții, de negocieri, astfel încât proiectul final să fie cât mai eficient și cumva țintit. De asta, când va fi lansată campania de promovare, sau mai bine spus, înainte de lansarea campaniei de comunicare, deci noi cu siguranță o să ne consultăm cu fiecare industrie, să înțelegem care este potențialul nostru, cum să ne formulăm mesajele, zic, să nu fie doar așa vorbăraie și consum de timp în eter, dar să venim cu mesaje explicite, da? Pentru ca lumea să înțeleagă ce înseamnă sau care sunt rezultatele a chestionării unui ciorap produs în Republica Moldova, poate chiar cu un leu mai scump decât cel pe care îl puteți procura, nu știu, în piață, de origine străină. Dar, deci noi discuțiile astea le-am avut inclusiv cu deja foști edințători de patente, momentan, să spunem așa, oameni de afaceri implicați în activitate independentă, pentru că în cea mai mare parte mărfurile lor sunt de origine străină. Și primul lucru care îl întrebam atunci când intram în piață, deci la oricare tarabă care mă apropiam, deci arătați-mi care produs sau care marfă de la voi este produs în Republica Moldova. Deci mă credeți că în afară de unele tarabe care vândeau produse alimentare, nimeni nu avea un, repet, același ciorap, un chiloț, un tricou, un cinofiel acolo, nu era de origine locală. Și pentru argumentul cel mai frecvent era da, pentru că noștri produc puțin. Evident. Deci el o să producă puțin pentru că el nu are piață de desfacere. Deci în momentul în care tu îi stimulezi vânzarea lui, el nu o să fie nevoit să deschidă magazine specializate în fiecare oraș. Da? Deci tu ești raftul lui. Deci oferă posibilitatea să-și vândă mărfurile cât mai mult posibil și el o să-și extindă și producerea, o să apară mai mulți, deci o să ai producători diverși cu, nu știu, dacă vorbim despre industria textilă, de exemplu, da, din materii diferite, design diferit, deci în felul ăsta tu susții un producător, chiar dacă aparent este o industrie, cum spune așa, mai tehnică, deci este o industrie creativă, cum menționase și doamna, da? Deci tu ai posibilitatea să te dezvolți în diferite domenii, deci dar dacă tu la propriu înneci piața locală cu produse din import la care nu sunt achitate în mod, pardon, în mod echitabil drepturile de import, deci tu îi creezi unui producător local concurență neloială și el nu are capacitatea să dezvolte, după care noi așteptăm pensii mai mari. Deci pensiile mai mari nu vin din la mărfurile aduse, pardon de expresie, cu torba din Odessa. Deci pensiile mai mari vin de la producătorii locali care produc aici în țară, indiferent ce n-ar produce ei. Da? Și iarăși în discuțiile cu reprezentanții, doamnele care reprezentau aceste grupuri de comercianți, deci ele încercau cumva să mă sensibilizeze, că uite, ele când se duc în piață, cumpără o căpșunică de la o băbuță, cumpără un mărc, un morcov de la o băbuță care a crescut acasă și deci îi spun, că încercați să înlocuiți termenul de măr, căpșună, cartof crescut de băbuță acasă cu un ciorap produs în Republica Moldova, o cămașă produsă. Eu tot vreau să am posibilitatea să-mi cumpăr o cămașă produsă în Republica Moldova, unt produs în Republica Moldova, da? Ca să nu vorbim, o bicicletă produsă în Republica Moldova și multe alte. Deci nu vorbim doar despre produse textile sau din domeniul alimentar. Deci tot, deci imaginați-vă că tot ce aveți în casă, toate produsele pe care le consumați în timpul zilei, deci cât mai mult ele vor avea pondere locală, cât mai multe locuri de muncă vom avea noi, cât mai mari vor fi contribuțiile la bugetul de stat și respectiv cu atât mai bună va fi medicina, asistența socială, pensiile, salariile și tot așa. Deci cam asta este explicația. Deci încercăm să fim conștienți de faptul că pe termen scurt, da, noi poate cumva ne mulțumim de faptul că am luat din Odessa sau din China, din nu știu undeva acolo, din Turcia, am dus acasă, am vândut o torbă cu ceva și parcă am câștigat un ban, da, dar pe termen lung asta lucrează exclusiv în defavoarea noastră. Sper că am fost explicit.
Eu, ca să revin la întrebarea dumneavoastră, deci un exercițiu de promovare făcut pe piață cu aceleași solicitări, practic, și aceeași limbă vorbită de 23 de milioane, o să replicăm mult mai ușor pe piață de 2 milioane jumate. Bună ziua, mă numesc Igor Fortuna, sunt producător de biscuiți. Îmi place atmosfera din sală, așa, optimist, vesel. N-aș dori să schimb tare mult, dar vreau să vorbesc de niște aspecte, deoarece este domnul secretar de stat. Referitor la producătorii autohtoni și participarea pe piață. Unii producători autohtoni de diferite produse renunță sau sunt pe cale de a renunța de a-și expune produsele în rețelele noastre din țară. Și nu este o problemă nouă, dar foarte cunoscută. E vorba despre taxele de marketing care se impun producătorilor sau furnizorilor, și dar foarte mult o ocolesc problema asta și asta o știu bine. Eu am vorbit cu foarte multe persoane de toate nivelurile și ne aducem aminte cândva era un instrument pentru producătorii autohtoni de prezența 50% pe rafturile magazinelor, care era venea cumva nu cum termenul partenerii noștri externi cumva o criticau sau nu o vedeau bună sau cu cine noi avem relații de comerciale cu țările europene, adică taxa asta a fost abrogată sau procentul ăsta de 50% a fost exclus și noi, ca producători autohtoni, nu mai avem absolut niciun instrument ca să mai stăm decât atunci când tu dai o marfă ieftină și foarte bună, asta e unicul instrument rămâne. Adică comercianții care sunt la noi, ei cumva de acum nu te mai agrează și eu am fost participant în toate rețelele din țară și la unele am renunțat și acum sunt pe cale să renunț la altele pentru că taxele sunt foarte mari și iată când era instrumentul de 50%, cumva erau obligați, dar acum ei ne spun simplu și clar, noi putem și fără voi. Și atunci noi ne ducem și căutăm un produs la raft, autohton, încetișor, o să vedem că nu-l găsim. Și eu cred că cumva trebuie autoritățile să și fixeze niște sarcini în domeniul ăsta. Iar eu vă spun din experiența mea că pentru a merge la export, eu mi-am făcut careva experiențe și acumula careva putere de producere, anume făcând vânzări pe piața noastră, când erau timpurile puțin mai diferite. Și da, eu export de vreo 4-5 ani în Uniunea Europeană, dar trebuie să știm că noi acolo ne întâlnim cu niște operatori sau participanți pe piață foarte puternici, care au capacități de producere care noi nu ne imaginăm. Adică produceri colosale, întreprinderi multinaționale care au putere și iată, pentru asta noi trebuie să fim competitivi, dar întreprinderi mici și mijlocii de la noi
cu capacități de producere așa simbolice sau cu tendință spre a crește, dar oricum incomparabile cu producerile din alte țări. Vorbim de branduri importante cum ar fi Barilla, Mulino Bianco, în domeniul nostru, dar și în toate domeniile sunt producători mari, potenți și noi ne întâlnim pe rafturi în Europa cu așa gen de producători. Adică noi cumva trebuie să ne putem lua startul de aici, făcând vânzări și completând secțiile noastre cu utilaje mai performante, mai versatile, mai productive, ca pe urmă să putem concura cu persoane unde ne ducem noi în Europa. Pentru că, pe lângă toate, este și niște, cum să spun, angajamente care trebuie să le poți face față, deoarece când ne întâlnim cu rețele de magazine foarte mari care îți dau niște cantități ca să le produci și termini de a le livra, noi trebuie să facem față, adică trebuie să avem niște întreprinderi bine dotate cu capacități ca să putem pretinde la niște exporturi importante și a acapara alte piețe. Asta ceea ce vroiam eu să vă spun. Și referitor la, mă întorc înapoi la taxele astea care se impun, vreau să vă spun că în România, în 2022 aprilie, a ieșit o lege care a plafonat taxele astea de marketing sau fiecare le numește în modul lui reducere, taxe, retrobonus. Și asta eu o văd ca o abordare corectă din partea autorităților față de producătorii autohtoni. La noi, comercianții sau lanțurile de magazine au foarte multă libertate, putere de negociere, pentru că, da, nu știu, poate lapte sunt mai cumva mai constrânși să accepte multe condiții, da, sunteți puțini și da. Iar eu am înțeles întrebarea, dacă îmi permiteți să vă răspund. Deci noi la subiectul ăsta am avut câteva ședințe, inclusiv cu asociația rețelelor de magazine, au și asociația lor, prin care își organizează business-ul și apără și drepturile și interesele. La moment dat, discuția noastră a avut așa un caracter foarte sincer și deschis, prin care noi le-am comunicat următoarele. Deci imaginați-vă o rețea de supermarketuri, da, care are, nu știu, de la 5, 6, 7 magazine în sus, sunt unele și mai mari. Deci o rețea de supermarket, sau mai bine spus, unele rețele, este mult mai simplu și mai rentabil, până la urmă și arată mai interesant atunci când el se duce la un centru logistic, de exemplu, din Olanda, din Germania, din Italia, din Spania și face un import de un tir pe săptămână, un camion pe săptămână, cu 2000 de poziții în camionul respectiv, l-a vămuit, l-a descărcat pe raft și a trimis camionul înapoi la încărcare. Da? Și el are asortiment diferit, deci el nu concurează cu alte rețele, pentru că produsul lui are, de exemplu, dacă este vorba de un biscuit, în cazul acesta, sau un terci, deci el poate fi același conținut de terci în interior, dar el are alt ambalaj, are alt brand sau altă culoare și el deja are posibilitatea să-și pună un pic alt adaus, pentru că în asta nu comparați două produse identice, da? Ele ca conținut poate și identice, dar ca aspecte diferite și el poate avea un adaus mai mare și nu o să arăte nimeni cu degetul, cu telatinii, cu un leu mai scump decât în partea cealaltă. Doar că, deci spuneam că sinceritatea noastră a ajuns în momentul în care trebuie să înțelegem și pe ei că business-ul lor se calculează pe fiecare metru pătrat. Deci investiția într-o
într-o rețea de magazine este una foarte scumpă, implică foarte mulți oameni, ei tot lucrează din credite ca și mulți producători. Și în momentul în care un raft sau o porțiune de raft stă goală, asta înseamnă pierderi directe pentru magazin. Și asta nu înseamnă un singur magazin. Deci dacă raftul stă gol în mai multe magazine, ce înseamnă pierderi mari pe care magazinul nu și le poate permite. Și în mod automat pleacă. Deci rețelele de magazine, vrem sau nu vrem, dar ei educă producătorii. Deci noi trebuie să atindem, indiferent pe care piață noi merge, fie că piața locală, fie că piațele străine, deci noi vrem sau nu vrem, dar noi trebuie să ne aliniem la cererile pe care le au, cererile logistice, eu mă refer, da? Logistica, certificarea, respectarea calității, respectarea continuității în producere, da? Pe care o cer producătorii. Și aici apare întrebarea. Putem noi asigura, deci cu excepția biscuiților care pot fi produși pe durata întregului an, da? Deci putem noi asigura 50% din raft pentru toate categoriile de produse care sunt în magazin. Nici pe departe nu. Deci noi de multe ori avem discuția că Republica Moldova este țară agrară, că nu știu acolo, că noi ne uităm pe rafturi produse din import. Moldova, nu știu, cu, din păcate sau cu din fericire, cam departe de țara agrară, da? Pentru că faptul că noi una, două și mergem la bunei, la prieteni, la rude și mâncăm câte roșii din grădină, asta nu înseamnă că noi suntem țara agrară ca industrie, ca specializare. Da? Deci noi putem asigura cu aceleași roșii. Da? Deci noi de multe ori am avut discuții. De ce, uite, roșiile sunt atât de scumpe, 60 de lei kilogram. Întrebarea mea este următoarea. Când noi în copilăria noastră, sau vete părinții noștri, sau persoanele care acum sunt la vârstă de pensionare, când ei în tinereța lor au mâncat roșii de Revelion. Deci noi trebuie să fim conștienți de faptul că Republica Moldova trăiește într-un anumit bareal și are anumite condiții climaterice și are anumite posibilități de producere, inclusiv cu toate tehnologiile moderne care apar acum, cu sere, irigări și alte condiții care îți permit să-ți crești productivitatea sau condiții de păstrare îndelungată. Deci mine mă bucură faptul că noi de 8 martie putem mânca miere și struguri din Republica Moldova. Dar asta nu înseamnă că noi putem asigura raftul cu toate celelalte produse pe perioada întregului an. Deci asta e 1. 2. Deci pe noi nimeni nu ne încurcă atunci când mergem la magazin. Și eu vorbesc încă o dată despre conștientizarea populației. Da? Deci pe noi nimeni nu ne încurcă atunci când mergem la magazin să alegem paste făinoase de la Cheddar Lungă, de exemplu, da? Și nu paste făinoase din Italia. Absolut nimeni nu ne dă peste mână și niciun vânzător de la supermarket nu le bagă cu forță în pungă. Nimeni nu ne încurcă atunci când mergem la magazin să cumpărăm miere, struguri din Republica Moldova și nu cumpărăm banane și kiwi. Deci noi trebuie să, încă o dată, asta trebuie să fie la nivel de conștiință națională, că atunci dacă tu dorești să-ți dezvolți țara, tu preponderent trebuie să consumi, deci asta nu înseamnă că noi nu trebuie să consumăm și produse din import, pentru că, repet, atunci când noi semnăm un acord de liber schimb cu o țară sau altă, deci în mod automat produsele lor în aceleași condiții ajung în Republica Moldova. Dar atunci când vă spun din experiența proprie, deci atunci când merg la întâlnirea cu producătorii agricoli și ei se plâng două ore că frigiderele sunt pline cu fructe și n-au unde să le vândă și că prețurile sunt mici, cât de greu le-au crescut și cât de tare s-au chinuit ei ca să le crească, dar la ușă te întâmpină cu kiwi și cu banane filiate frumușel, deci asta mi se pare aberație. Deci noi nu ne respectăm munca noastră și vorbesc nu doar de un producător sau alt, dar vorbesc de o, spunem așa, o percepere la nivel de țară. Deci noi trebuie să fim primii care să ne dăm votul, da, pentru un produs sau altul de origine locală. Și atunci când vorbim despre obligativitatea sau limitarea în adausuri sau limitarea în diversitate, în impunerea anumitor limite pe rafturi,
Deci, în primul rând, repet, deci noi nu putem asigura, da, 50% doar cu mici excepții la, poate la lactate, la carne și la câteva produse. Deci la noi în țară nu produce, deci poate acolo cu foarte, foarte mici excepții, deci nimeni nu produce săpun, decât săpun lichid, sunt vreo 2-3 producători, am văzut acum recent au apărut. Hârtie igienică, toate din import, practic, da? Poate, da, unul mic, deci n-am văzut, deci eu nu știu unde el există, da? De doamne, mă bucur că este. Dar preponderent, deci sunt produse, deci eu dacă mâine aș avea intenția să lansez o producție, deci acolo te uiți, nu trebuie să duci departe, duci pe, într-o rețea sau altă de magazine mai mari și ai să vezi că mai mult de jumătate din produse sunt din import. Și partea proastă e că noi nu le putem găsi un produs similar în Moldova. Deci, cam și aici e de înțeles ceea ce se întâmplă în rețele. Pe de altă parte, noi înțelegem perfect despre ceea ce ați menționat dumneavoastră. Și nu pot să spun că noi nu am ținut cont și nu am venit cu nicio susținere pentru producătorii locali. Deci, în momentul în care a fost, în primul rând și la noi, aceste bonusuri deja sunt limitate. În al doilea rând, atunci când vorbim despre eliminarea obligațiunii de a avea 50% de pe produse de pe raft de origine locală. Deci noi am avut o altă înțelegere cu rețelele de magazine, care a fost, apropo, prescrisă și în lege, nu a fost doar o înțelegere la nivel verbal, a faptul că atunci când vine un producător mic sau mijlociu local, da, deci el este, de exemplu, din dumneavoastră, din Dunii sunteți. Din Chișinău. Bun, haideți să cumva facem obstacol dintr-un raion undeva, da? Deci el are o producere mică într-o altă localitate și el are în jurul lui 3, 4, 5 supermarketuri pe care el le-ar putea acoperi. Fie că el are o dubiță, fie că el are, nu știu, un microbus sau ceva acolo și atât el poate lucra în 3, 4, 5 magazine. Deci obligația rețelelor este scrisă în lege de a lista în cazul în care este loc pe raft și nu este un alt produs similar, da? Și produsul lui corespunde cerințelor, mă rog, tehnice, sanitare și tot așa. Deci doar pentru aceste 3, 4, 5 magazine pe cât el le poate acoperi. Pe măsură ce el crește, deci el spune, deci nu este obligativitate, deci eu tot vin cumva din mediul ăsta de business și știu ce înseamnă atunci când vrei să te listezi într-o rețea. Și inițial tu ai de vândut 2 lăzi la Comrat, 3 lăzi la Briceni și 4 lăzi la nu știu încolo, la Vulcănești și marele business, marea vânzare o faci în Chișinău. Deci asta înseamnă că tu pentru 10 lăzi trebuie să trimiți într-o zi o mașină la Cahul și în altă zi să o trimiți la Utaci. Da? Deci noi înțelegem aceste costuri și asta deodată îți taie toate poftele de a te mai lista în rețeaua respectivă. Și ca să eliminăm aceste condiționări, ca să eliminăm aceste situații care sunt de fapt impedimente în dezvoltarea business-ului local, deci noi am agreat cu rețelele că uite, o să îi listați pe cei locali, da? În cazul în care zic, nu sunt alții, este posibilitate de listare, deci asta nu împiede pe nimeni să meargă la negocieri, exclusiv pentru 3, 4, 5 magazine din area pe care poate să o acopere. Și la înțelegerea asta noi am ajuns-o cumva așa foarte clar și amiabil și am spus că toți cei care reprezintă azi în sala asta magazinele, da, erau conducători celor de magazine, deci voi toți aveți niște indicatori de performanță. Deci nu este un secret că tot ce înseamnă managementul de top unei companii înseamnă și niște indicatori care trebuie să respectați. Și în momentul în care tu nu-i respecti, tu ai marea posibilitate să fii demis, da? Sau să fii închis afacerea. Și acum imaginați-vă că toți oamenii ăștia care vin la voi și cumpără produse, deci ei la rândul lor lucrează undeva. Fie că el lucrează la o fabrică de lapte, fie că lucrează la o fabrică de textile, fie că lucrează, nu știu, într-o instituție publică. Și în momentul în care voi o să substituiți producția locală cu produse de import, deci indicatorii voștri cu siguranță o să crească vreo jumătate de an, după care producția locală încet, încet, încet o să se reducă. Și o să se reducă unde? Deci o să se reducă din personal, o să se reducă din veniturile pe noi. Și oamenii care până acum veneau la voi și cumpărau un lapte, un pâine, un chifir, poate o bucată de carne, o bucată de cașcaval și un suc și ceva, deci o să înceapă să cumpere numai o bucată de pâine și o bucată de lapte.
dar poate mâine nu o să vină deloc la voi și nu o să cumpere, pentru că nu o să aibă cine să mai vină să mai cumpere. Asta voi aveți de lea. Sau vă creați un business pe termen lung în care voi susțineți producătorul local și ei se dezvoltă, cresc în venituri și respectiv vă creează vouă venituri, pentru că eu totdeauna am fost adeptul, că vin și eu din producere, totdeauna am fost adeptul că fiecare trebuie să se ocupe de treaba lui. Deci unul produce, altul vinde și altul treile distribuie și tot așa. Dar în momentul în care noi o să vedem că se întâmplă un fenomen de închidere în masă sau de reducere în masă a producătorilor locali pentru că sunt substituiți cu mărfuri din import, deci noi ca minister avem încă așa o atribuție, o puteți vedea pe site-ul instituției, de a organiza târguri și expoziții. Deci deloc nimic nu ne încurcă ca fix în fața magazinului să deschidem piețe agricole, textile de care doriți voi pentru a susține producătorii locali. Deci noi avem de ales. Sau mergem pe... dar asta nu înseamnă că fără aparate de casă, deci toți cu aparate de casă. Da? Dar și eu sper că colegii noștri de la rețele de supermarketuri ne-au înțeles și noi cumva am mers, sau cel puțin ne-am despărțit cu această convingere că ne-am înțeles unii pe alții. Deci noi încercăm să le susținem, să înțelegem cum se dezvoltă afacerea lor, care sunt regulile lor de dezvoltare, iar ei, la rândul lor, vor încerca la maximum să susțină producătorii locali. Pentru asta este, apropo, și Consiliul Concurenței, da, care urmează să monitorizeze această relație între producătorii locali și rețele de supermarketuri. Și nu în zadar, noi cu anumite regularitate avem întâlniri cu asociațiile de profil și atunci când este necesar și dacă noi vedem că după o perioadă careva nu se respectă o condiție sau altă din lege sau este imposibil de respectat și tot nu se exclude, deci noi revenim la discuții, ne întâlnim, producătorii își expun poziția, uite, eu am avut cazul concret. Deci, uite, atunci am fost, am procedat așa și așa și am avut, uite, așa un rezultat negativ. Deci toate chestiile astea se documentează, noi putem ulterior avea întâlniri cu, inclusiv cu reprezentanții acestor rețele, astfel încât să ajungem la un numitor comun. Deci noi acum încă suntem la etapă când încercăm să creăm această combinație, să perfecționăm, mai bine spus, această combinație între producători locali și rețele de supermarketuri, pentru că înțelegem că ei sunt un business organizat, ei sunt un business transparent, care asigură venituri la bugetul de stat, din simplu motiv că din toate vânzările care se întâmplă într-o rețea sau alta, se achită impozit așa cum scrie legea. De asta noi, pe de-o parte, trebuie să susținem producătorii locali, pentru că ei sunt, spunem așa, coloana vertebrală a economiei Republicii Moldova, iar pe de altă parte trebuie să susținem rafturile cu vânzări oficiale. Fie ele magazine, lanțuri de supermarketuri, fie ele magazine specializate, fie ele magazine mai mari, mai mici, dar fie activitate independentă, acolo unde se dă un bon de casă, în care avem o trasabilitate a mărfurilor și avem în final o plată a unui impozit care merge la bunăstarea noastră. Asta vă zic, noi suntem în continuare deschiși pentru discuții, dacă o să întâmpinați dificultăți în negocieri, dar dificultăți de nivel lipsit de logică, da? Nu că uite, trebuie să respecti așa regulă cu ambalajul sau cu livrarea sau cu este, pentru că trebuie să înțelegem că acestea sunt lucruri care le asigură și lor anumite ordine în afaceri. Iată, eu încerc scuze că intervin iarăși. Răspunsul dumneavoastră e destul de complet și chiar mă regăsesc. Dar ceea ce vreau să spun, că nu sunt împotriva, sau prin mesajul meu n-am vrut să spun că sunt împotriva excluderii taxei de 50% sau prezenței 50%, pentru că înțeleg bine că noi nu cultivăm orez sau banane sau altceva. Ceea ce vreau să spun, și dumneavoastră a spus că ei cumva au niște cheltuieli, comercianții, niște cheltuieli care cumva motivează cererea asta din partea lor sau impunerea din partea lor a taxelor. Deci, cheltuielile astea le au și în România, cum am spus, dar guvernul le-a plafonat până la 20%. Și la noi sunt plafonate. La noi,
în cazul de față, la unele supermarkete, se percep 34%. Sunt și 20%. 39%. Am alte... Dar eu trebuie să mă consider norocos. Deci când situația nu e chiar așa și când persoana merge și alege să cumpere un produs importat și eu iarăși nu sunt pentru contra produselor, pentru că cumva ei ne trezesc și pe noi. Adică noi tot ne-am inspirat din produse de import sau, mă rog, experiența mea care am avut în altă țară. Deci, vorba că produsele este de import, ele des, cum a spus dumneavoastră, sunt importate tot de comercianți și ele au alte adausuri. Înseamnă că eu, când vând un produs la magazin, eu sunt obligat să-i adaug măcar cei 34% care crește prețul și crește peste prețul mediu de la categorie. Și totodată, comerciantul cel care nu se poate isprăvi cu prețul sau cu cheltuielile, el mai adaugă și 20% de la factura mea. Și noi vorbim ca o marjă comercială de în jur de 55%, când un producător local poate să rămână în minus, mai ales în momentul când a fost cumpirea de lumină în luna decembrie și care n-a fost nici de cum compensată, cum în unele cazuri, a gazului și noi avem cheltuieli enorme pentru a coace biscuiții. Vedeți, eu de asta vorbesc, pentru că noi până la urmă activăm aici și plătim impozite aici și cerem de la autoritățile noastre cumva să reglementeze situația care este. Și vă mai spun că altceva. Din decembrie, când a fost cumpărat de energie electrică la supermarket, eu nu am putut încă mări prețurile când în contract scrie 3 săptămâni, preaviz de 3 săptămâni. Adică noi suntem obligați să ne conformăm, pentru că suntem mai mici, pentru că ei sunt potenți și potenți au devenit, știm cum au devenit. Iarăși, vorbim de procentele care le dăm aici, în toată ziua. Aici, și încerc să vreau să închei. Și asta, m-am dezbătut. Da, am pierdut firul. Eu sunt, mai bine spus, vă înțeleg perfect și parțial sunt de acord. Da? Pentru că, zic, vin și eu cumva din mediul ăsta de producere și vânzare. Nu știu ce să zic, nu pot să spun că am avut neapărat o putere de convingere mai mare, dar cumva am reușit să ne aliniem prețurile la scumpirile care au avut loc, pentru că noi ne trezeam practic o dată în săptămână cu o scrisoare de majorare la careva accesorii sau la materii prime și în aceste condiții chiar țin să le mulțumesc reprezentanților rețelelor de supermarketuri că au fost înțelegători cu noi și pe alocuri nici n-au așteptat aceste 30 de zile pentru că erau conștienți de faptul că la noi creșterile vin săptămânal. Și pe de altă parte evident că vânzările au scăzut, deci nimeni n-a avut că a fost o stare de șoc, nu doar la nivel de țară, dar cred că la nivel mondial, ceea ce încă în continuare se simte, pentru că de noi, prin anumite politici sau instrumente de stimulare, încercăm să avem acest, nu știu cum să numesc eu, trăgaci de relansare a economiei prin diferite instrumente. Iată, văd în fața mea, chiar este pe nouă, cu proiectul 373, da, care oferă finanțare la condiții extrem de bune comparativ cu condițiile de finanțare pe care le oferă acum băncile. Da? Culmea este că proiectul respectiv trece tot prin bănci și considerăm că acesta va fi un instrument bun ca și băncile să-și alinieze alte produse financiare la condițiile pe care încercăm noi să le promovăm.
și multe altele. Deci noi încercăm acum să relansăm consumul, să relansăm comerțul, astfel încât să ne reducem costurile din volumele mai mari. Deci, pe de altă parte, și vă înțeleg perfect că am trecut o perioadă și în continuare trecem prin perioada asta de criză generată de război, de care n-a fost pregătit nimeni. Deci trebuie să fim conștienți că, nu știu, poate doar cu excepția unii sau două țări s-au gătit de război cu rezerve mai mari, dar ceilalți nu s-au pregătit de compensări pentru gaze, pentru electricitate în măsura în care ele au crescut. De asta eu personal am fost în președintele unei comisii care analiza dosarele depuse pentru compensare la gaze și zic din puținul care și l-a permis statul, am compensat maximal posibil. Acum gazele sunt achiziționate la prețuri de pe bursa europeană, la prețuri foarte bune, competitive. Și țin să vă spun că resursele energetice din Republica Moldova nu sunt mai scumpi, poate chiar pe locuri mai ieftine, pentru că, iată, slavă Domnului, bine lucrează Energocom și reușește să achiziționeze gazul la prețuri foarte avantajoase și asta ne va permite să fim cumva și competitivi pe perioada imediat următoare. Deci fenomenul, mai bine spus, urmările fenomenului război, din păcate, noi nu le putem atenua în măsura în care ele au crescut și au influențat negativ economia și producătorii locali. Deci noi trebuie să fim raționali și conștientizăm acest lucru. Cât ne permitem, atât facem. Dar încă o dată repet, deci noi trebuie să fim conștienți în primul rând aici acasă. Inclusiv în perioada de pandemie, piața locală a fost un colac de salvare pentru mulți producători care erau orientați la export și ține minte bine când nu doar magazinele, dar și hotarele erau închise, nu puteai să treci hotarul. De asta piața locală în continuare trebuie dezvoltată și așa cum s-a dezvoltat un exemplu bun, iată, eu mă mândresc cu sectorul vitivinicol care a dezvoltat pe piața locală o cultură a consumului de vin. Eu sper să ne reușească să construim această cultură și în alte industrii care, zic, Doamne ferește, în caz de criză, să ne fie în ajutor. Deci noi un pic am depășit timpul pentru ședința de astăzi. Dacă mai sunt careva întrebări, noi rămânem să vă răspundem la ele și reiterez invitația mea și deschiderea noastră pentru comunicare atunci când sunt probleme care nu le putem rezolva pe cale direct în discuții cu partenerii noștri. Și atunci când ele totuși există, deci nu ezitați să ne contactați și într-un format așa foarte prietenos, noi o să încercăm să găsim soluții la toate. Da? Pentru că, slavă Domnului, suntem mari și vaccinați și o să reușim să le facem trecem pe toate. Vă mulțumesc frumos! Dacă îmi permiteți, vrem să vă mulțumim și noi, fiindcă am pornit de la export, Agenției de Export Moldova, dar am ajuns la subiectele care țin de competitivitatea produselor pentru locale. Că asta ne așteaptă și pe alte piețe. Și deci nu... eu îmi doresc foarte mult ca noi cel puțin să avem niște programe de educație a consumatorului și de comunicare, de explicație ce conțin produsele noastre, cum sunt fabricate, cu excursii, cu întrevederi, deci o comunicare și asta cred că ar fi fost sub egida Ministerului Economiei, dat fiind faptul că și antreprenorul să aibă un program de promovare a produselor. Astăzi nu toate companiile au și programe de promovare a produselor, poate că finanțate și de către Ministerul Economiei, dar cu siguranță aplaudăm foarte mult deschiderii dumneavoastră ca să discutăm despre producere și competitivitatea produselor noastre. Vă mulțumesc mult! Da, și eu vă mulțumesc și în încheierea acestei sesiuni, deci vă îndemn imediat ce punem punct să accesați pagina Agenției pentru Investiții, din care să luați cunoștințe cu programul pe care, iată, l-am lansat. Da? Și să ne fie într-un ceas bun. Da? Mulțumim frumos!